În ultimul timp am fost solicitat de câteva cunoștințe în legătură cu problemele de sănătate cu care s-au confruntat în anul timp cu rece, arceală, gripă și probleme similare. Și m-am gândit să fac un scurt video în legătură cu acest subiect pentru a spune experiența mea personală. Ce am făcut eu și pentru mine a dat rezultate foarte bune și sper să vă fie și noastră de folos. Eu din copilărie am fost foarte bunăvicios. Mama n-a putut să mă țină la grădiniță, fiindcă după câteva zile cât stăteam acolo, mă îmbolnăveam grav, trebuia să fiu dus la medic, la spital sau la tratament la domiciliu. Și așa a fost toată perioada mea din copilărie. Mai mult am stat acasă decât la grădiniță. Problema aceasta a continuat și în adolescență și după aceea. Aproape în fiecare iarnă răceam și aveam probleme care uneori se agravau și trebuiau să fie tratate cu antibiotice, cu tratamente intense, uneori și la spital. Acest lucru a continuat, să zicem, până în acum 7 ani, când am început să aplic un tratament special care a dat rezultate extraordinare. Deci, în ultimii 7 ani pot să zic că n-am mai avut nicio problemă respiratorie care să mă deranjeze într-un fel oarecare. Și anume, ce am făcut? În momentul în care simțeam că am cele mai mici simptome de răceală sau gripă viroză, nu mai consumam alimente, nu mai mâncam nimic, beam doar apă. Pe parcursul unei zile, în această perioadă când practic aplicam acest procedeu terapeutic, ajungeam să beau până la 2 litri jumate, 3 litri de apă. Apa o beau aproximativ un pahar la jumătate de oră, poate și la un interval mai lung, dar nu foarte multă apă deodată. Apa trebuie să fie călduță, ca să ajute la procesele interne pe care de curățare, detoxifiere pe care o are apa. Înainte de această perioadă de post, practic, celor care nu sunt vegani, le recomand să nu mai consume produse de origine animală cu 3 zile înainte și cu 3 zile după acest post. Eu fiind vegan, la mine nu mai e nicio problemă de acest gen. La fel, nu consum produse dulci și produse bogate în lipide, cum ar fi semințe, mâncăruri grase, chiar și leguminoasele care sunt mai bogate în proteine și lipide. Deci înainte și după post mai puțin din aceste alimente sau deloc. În mod special după post. După post, primele 2 zile trebuie să fie compuse doar din salate fără niciun adaos de ulei sau sare sau condimente, doar salate de legume, nu de fructe. Deci, primele 2 zile după post, nu trebuie să punem nimic dulce în gură și nimic de origine animală. Și să fie doar salate de legume, eventual se poate și cu un pic de pâine, adică un pic de cereale, dar fără leguminoase, fără semințe, fără fructe și dulciuri. Deci să prevenim fermentațiile.
Foarte multe alimente trebuie să fie bogate în fibre alimentare și înainte și după post, asta însemnând cereale integrale, pâine neagră, cutărițe, pâine integrală, pâine graham, și legume care sunt și ele bogate în fibre. Cam cât durează acest post? Deci, eu l-aș împărți în două părți. Prima perioadă ar fi postul care duce la eliminarea tuturor simptomelor. Acest lucru poate dura de la 12 ore, adică, să zicem, o jumătate de zi, da, 12 ore până la 24 de ore aproximativ, ar trebui să dispară orice urmă de răceală, adică să nu mai vă curgă nasul, să nu tușiți, să nu aveți niciun simptom. Asta e în cele mai multe cazuri. Dacă este o problemă mai gravă, s-ar putea să dureze și o zi jumate, două, până dispar toate simptomele. În momentul în care au dispărut simptomele, putem să zicem că a trecut de prima etapă a tratamentului, a postului, și intră a doua, începe a doua etapă a postului, care este foarte importantă. Fiindcă dacă întrerupem aici tratamentul și credem că ne-am făcut bine, este o mare eroare. Este doar dispariția simptomelor, însă boala nu a dispărut. Boala încă este virus și încă activează bacteriile, activează destul de puternic, dar nu manifestă simptome. Deci mai avem nevoie încă de, eu aș zice, 2 zile ca să garantăm, să ne asigurăm că boala este vindecată complet. În aceste 2 zile, practic, infecția este eliminată și sunt eliminate riscurile revenirii acesteia, fiindcă ea, dacă este doar un pic atenuată, poate reveni mai virulent. Dacă mai ținem aceste 2 zile de post cu apă, atunci infecția practic nu mai are șanse să revină, cel puțin pe o bună perioadă de timp. Dacă este ceva cronic, posibil să fie nevoie și de intervenții mai ample. Dar pentru ceva sezonier, o problemă sezonieră, practic ținem un anumit interval de timp până dispar simptomele. După ce au dispărut toate simptomele, mai ținem încă 2 zile de post cu apă. După care reluăm încet, încet alimentația cu salate de legume, tocate și fără apă și ulei, după cum am zis, fără sare. Și ideal aceste legume să fie ecologice sau organice sau biologice, cum le spune. De unde le luăm? Se găsesc și la magazin, sau varianta mai ieftină, dar care necesită un pic de efort, este să mergem într-un mediu cât de cât curat sau mai puțin poluat și să culegem niște plante din mediul lor sălbate care le putem folosi la salat. Sunt zeci, sute de plante care pot fi culese din mediul sălbatic și sunt excelente într-o astfel de situație. Deci cam asta ar fi lucrurile în linii mari. Încă ceva, cantitatea de mâncare după post este extrem de important să o luăm în pași mici. Adică începem cu, să zicem, prima masă să fie maxim 100 de grame de mâncare, adică 100 de grame de salată, a doua masă să fie 150 de grame, a treia masă 200 de grame, a patra masă 250 de grame. Și așa câte 50 de grame putem să adăugăm la fiecare masă până ajungem la cantitatea normală a unei mese de 400-500-550 de grame la o masă.
numărul de mese pe zi. Recomand doar două mese pe zi, permanent. Acum fiecare cum este obișnuit, dar este mai sănătos două mese pe zi. Este mai mult timp de odihnă pentru stomac și refacerea funcțiilor digestive la nivel optim. Ok, lucrurile astea ar fi în linii mari și pare foarte simplu de aplicat. Doar că e nevoie de o anumită completare la acest procedeu. Completare extrem de importantă. Există două tipuri de persoane care reacționează diferit la acest tratament, la acest post. Prima categorie de persoane, dacă sunteți în numărul acestor persoane, sunteți cei mai fericiți oameni legat de acest tratament, și anume această categorie de oameni nu au probleme deosebite fizice sau emoționale sau de orice fel în momentul în care trec de 24-36 de ore de post, adică de lipsă de mâncare. Se simt un pic mai, să zicem, mai puțin energici, poate mai slăbiți, poate, eu știu, în fine, un pic așa o stare ușoară de disconfort, dar nu au probleme serioase. Dacă sunteți din acest grup de persoane, sunteți cei mai fericiți, deoarece puteți să mergeți înainte, să țineți toată perioada de post până la rezolvarea problemei de sănătate și infecții. Există o altă categorie de persoane care după 24 36 de ore de post, 48 de ore de post, intră într-o stare fizică destul de complicată datorită următorilor factori și voi enumera. Primul factor este hipoglicemia. Deci e clar că atunci când nu mai consumăm alimente, scade glucoza din sânge, din creier și organismul are de suferit într-o oarecare măsură sau trebuie să caute soluții la această problemă. Și simptomele hipoglicemiei pot fi de la ușoare până la destul de grave. Deci depinde de organismul nostru cum se adaptează la hipoglicemie, cât de repede se adaptează la hipoglicemie, deoarece ficatul are informațiile genetice pentru a rezolva o astfel de problemă și trebuie să-și schimbe metabolismul de la glucogeneză la folosirea cetonelor, la ketogeneză. Dar depinde de organism cât de repede se adaptează. Dacă se adaptează ușor, nu vor fi probleme deosebite pe partea de hipoglicemie. Ok, să zicem că asta este o categorie care poate să vă dea stări de rău. A doua categorie, al doilea punct care poate să vă dea stare de rău, care eu l-aș numi în cele mai multe cazuri l-aș numi chiar mai grav decât primul. Mai grav decât primul. Și anume toxinele care încep să iasă de pe unde au fost depozitate, în special din depozitul mare, din ficat și din celelalte depozite de pe la articulații, din depozitele de grăsime, din nu știu, vasele de sânge, etc. Din tot organismul nostru este tixit cu toxine. În momentul în care încep să iasă, intenția organismului este bună. Trebuie să le scoatem ca să le dăm afară. Doar că
ca și la mașina de gunoi, care, să zicem, că adună gunoaie, pe unde trece, lasă miros, da? Dacă ar fi doar miros, e una, dar în organismul nostru, până ajunge o toxină să iasă din depozitul ei și să ajungă în mediul extern organismului, trebuie să parcurgă un interval de o parte din organismul nostru. Asta înseamnă pe parcursul tractului digestiv, pe parcurs pe sistemul circulator, adică prin sânge, prin sistemul limfatic. Deci, oricum, trebuie să parcurgă un interval de și timp și spațiu prin organismul nostru. Și acest lucru face ca o parte din aceste toxine să revină în organism, să fie reabsorbite în organism și să ajungă în sânge și să dea stare de rău. Asta este mai delicat un pic, fiindcă aici soluțiile sunt mai greu de aplicat, ce să faci, cum să faci, dar în fine, asta în altă ocazie o să discutăm despre soluții legate de acest capitol. Dar trebuie să știți că aceste toxine care ies din organism dau și o stare de rău. O a treia cauza stării de rău care poate să apară în organism este pe parte emoțională, parte psihică. Și anume, momentul în care nu mai mănânci, tu ai mâncat ani în șir, non-stop, zi de zi, niciodată nu ai știut ce înseamnă foamea, deodată nu mai mănânci nimic. Intri într-o stare, posibil să intri într-o stare din această psihică de frică. Ce se întâmplă? Mor. N-am mai mâncat de o zi, n-am mâncat nimic, ce se întâmplă? Dar dacă mor? Și lucrurile astea pot să persiste în creier și să-ți accentueze stările fizice, fiindcă stările fizice oricum vor fi de oarecare slăbiciune, eu știu, stare de rău, stare de vomă și multe altele. Și atunci dacă mai vine și partea psihică, se amplifică toată starea de rău. Astea ar fi părțile, să zicem, fizice palpabile care ne afectează. În afară de aceste lucruri, pot să influențeze și persoane care ne înconjoară, să zică, băi, dar tu n-ai mâncat de atâta timp. Vezi că ai să cazi la pat, o să te ia salvare, o să... Și mai fac și ei presiune asupra noastră și pachetul s-a făcut complet. Deci să sperăm că faceți parte din prima categorie pentru care aceste stări de rău nu sunt atât de mari și pot fi depășite cât de cât acceptabil, ușor. Dacă însă aveți niște stări de rău mai accentuate, amețeli foarte puternice, slăbiciuni extrem de mare și ace în degete, în mod special, și în restul corpului, stare de leșin, de vomă accentuată până la vomă. Acum, voma e un capitol special în care va trebui să vorbesc într-o altă ocazie, fiindcă sunt multe de zis. Nu este neapărat un lucru rău. Voma nu este un lucru rău, este din contră un lucru bun, dar în altă ocazie. Deci dacă nu vă este foarte rău, sunteți fericiți și țineți acest procedeu cu succes în orice situație de infecție respiratorie și veți avea rezultate excelente. Dacă însă faceți parte din a doua categorie de persoane care fizic se lovește de un zid aparent de netrecut, pentru aceste persoane va trebui să fac o prezentare specială, separată, pentru cum se poate totuși depăși acest zid aparent de netrecut, deoarece și eu fac parte din aceeași categorie a celor persoane pentru care trecerea acestui zid a fost extrem, extrem de grea, extrem de dificil. Și știu ce implică, știu ce se poate face și într-o următoare ocazie vă voi da detalii despre cum să depășiți această problemă și
Să nu mai aveți probleme de în aceste respiratorii, de infecție, bine, și multe alte probleme care sunt, inclusiv putem să facem referire la COVID. Vă reamintesc că în ultimii 7 ani nu am avut nicio problemă respiratorie, inclusiv nu am avut nicio problemă cu COVID-ul, și asta înseamnă că puteți și voi să vă bucurați de o sănătate deplină pe acest aspect și să preveniți problemele de genul acesta care au tulburat toată lumea în ultimii ani. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem la următoarea ocazie cu mai multe detalii despre cum să depășim această criză de acidoză, se mai numește, dar implică mult mai multe în ea. Cum să depășim acea barieră fizică și psihică care intervine cam după 24-36 de ore de post. Până atunci, numai bine și să aveți grijă de voi.